La Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion Vefela din Arad au fost lansate ieri două volume teologice apărute sub coordonarea părintelui protosinghel Agapie Corbu, starețul schitului Buna Vestire Almaș și cadru didactic la Instituția de Învățământ Teologic. Acesta a susținut și o conferință. Volumele Scriptura în spiritualitatea monastică, studii de exegeză biblică patristică și Dulceața Scripturilor și Lumina Ochilor, părinții sirieni ca tâlcuitori biblici, apărute în cotutela editurii Universității Aurel Vlaicu din Arad, sub coordonarea părintelui protosinghel Agapie Corbu, au fost prezentate de părintele profesor Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Arădene. Cele două volume care mi-au fost încredințate ca să le prezint, reprezintă, pe de o parte, o noutate pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă și o nouă etapă în ceea ce părintele profesor Agapie Corbu, de o bună vreme încoace, încearcă să fundamenteze în teologia românească, în modul de înțelegere a părinților. Avem nevoie și de duhovnicie și de intelectualitate și de rațiune și de spiritualitate. Și cred că, așa cum sublinia și părintele profesor Agapie Corbu în prefața la acest volum Scriptura în spiritualitatea monastică, studii de exegeză biblică patristică, avem nevoie în interpretarea Sfintelor Scripturi și mai ales în citirea părinților ca lectură a lor a Sfintelor Scripturi și de dimensiunea duhovnicească, dar și de cea intelectuală, care nu este nici de cum suspendată din demersul lor gnoseologic. Părintele protosinghel Agapie Corbu a vorbit în continuare despre postul cel mare. Lăsatul secului arată și, într-un anume fel, felul în care te raportezi lăuntric la post. Triodul, deci, ne învață altceva, și anume ne învață că înfrânarea, în general, și postul în special, mijlocesc o desfătare, printre care și dulceața Scripturilor. Este vorba de o desfărtare a minții, a inimii, a Duhului omului. Și prin aceasta trebuie să știm că intrarea în post presupune intrarea în Duhul postului. Ce ne interesează este mai puțin schimbarea dietei, mai puțin schimbarea tipicului, care au și ele, bineînțeles, rostul lor. Dar dacă nu se schimbă și Duhul nostru odată cu aceste schimbări, nu am făcut prea mare lucru. Duhul nostru trebuie să se schimbe și să devină un Duh care interacționează cu Scripturile Bisericii, în așa fel încât, o să vedem, la sfârșitul postului, trebuie să fie într-o anumită stare primitoare de Dumnezeu, zic părinții. La eveniment au participat cadre universitare, preoți și studenți care la finalul conferinței au putut adresa autorului întrebări. Conferința din această seară, susținută de părintele Agapie, s-a axat pe o interpretare pistagogică în lumina Sfintelor Scripturi a ceea ce presupune cărarea postului mare. Desigur, pentru mulți dintre noi acest efort duhovnicesc, dacă s-ar rezuma doar la partea materială, rămâne fără o anumită finalizare. Părintele Agapie a deschis această interpretare în lumina Sfintelor Scripturi pentru ca efortul și asceza trupească să fie completată de o asceză sufletească, în folosul luminii învierii. Astfel de evenimente vor avea loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad pe toată perioada postului mare.